Păi de ce? Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Gorj Obiectiv. Vorbim în această seară despre mai multe lucruri care se întâmplă, lucruri care se întâmplă și la nivel național și au ecou, evident, și aici în județul Gorj. Pentru că vorbim, iată, din nou despre o perioadă extrem de grea cauzată de această pandemie de COVID-19. Vedem că este un haos general, se anunță anumite măsuri, ulterior se spune că acele măsuri nu sunt constituționale, sunt ilegale, bacă au fost schimbate, iar oamenii sunt debusolați. Vedem, pe de altă parte, o explozie a cazurilor de COVID-19 și ne întrebăm ce se întâmplă, pentru că avem din nou zilnic peste 6.000 de cazuri. Am avut, spre exemplu, astăzi și extrem de multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 și în județul Gorj. Rata de infectare este într-o continuă creștere și vedem dacă se impune, iată, noi restricții, pentru că oamenii se tem că vor face din nou sărbătorile pascale într-o stare de urgență sau într-o carantină zonală, cum procedează în aceste momente autoritățile. Discutăm însă și despre multe alte probleme, subiecte care au avut un impact aici în județul Gorj, pe plan local, și ne referim aici la anchetele care sunt în desfășurare, spre exemplu, la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, pentru că, atenție, a fost deschis un dosar penal de către IPJ Gorj pentru neglijență în serviciu. Discutăm ce s-a găsit acolo, de ce se face această anchetă și, până la urmă, de ce nu avem, eu știu, un vinovat până la acest moment la care vorbim, după o tragedie care s-a produs și s-a stabilit că a fost oarecum din cauza anumitor deficiențe care sunt la Serviciul Județean de Ambulanță și deficiențe care sunt în continuare la acele ambulanțe care circulă. Discutăm despre toate aceste subiecte, dar și despre multe altele, pentru că o să vedeți de ce spunem că legea este lege, însă ne întrebăm dacă este pentru tot. Și vedeți în seara asta de ce ne întrebăm acest lucru. Discutăm așadar despre toate aceste lucruri, dar și despre multe altele, cu invitatul meu din această seară, domnul Viorel Caragea, fost comandant al IPJ Gorj. Bună seara! Să rămâi la dumneavoastră, bună seara tuturor care ne urmăresc și multă, multă sănătate tuturor! Domnul Caragea, vorbeam, iată, despre această pandemie de COVID-19. Suntem la mai bine de un an de la debutul acestei pandemii și pare cumva din aceste bâlbe, am putea să le spunem, ale autorităților, că suntem cumva la început și nu mai știm ce să facem. Mai este cazul, după atâta timp, să ne lovim, iată, despre niște proceduri, despre anumite lucruri care li se impun până la urmă românilor și apoi aflăm că nu sunt constituționale sau că au fost retrase acele măsuri și instituite altele și exemplele pot continua. Da. Este real ce spuneți dumneavoastră, că unele măsuri sunt declarate de o instanță. Asta e justiția. Odată câștigi, odată pierzi. Fiecare judecător are dreptul la libera sa exprimare juridică. Problema este însă, din punctul meu de vedere, cea a educației populației și datorită unor șefi, din punctul meu de vedere, foarte irresponsabili, foarte irresponsabili, care sunt la diferite instituții, ajunși politic, care nu știu nici să explice, nici să fie un exemplu însuși, nu reușesc să se facă înțeles de către populație. Nu ne încălzește faptul că în fiecare săptămână vedem în o anumită parte a presei cum iasă un oarecare șef și spune, vai, am dat amenzi de atâtea sute de milioane, atâtea sute de milioane. Bun, de acord, de un an de zile tu ieși și spui că ăla n-a făcut aia. Dar care e explicația? Trebuie să spui de ce se ajunge în această situație. De ce? Dar până la urmă, care să fie explicația? De avem din nou acest val al treilea, spun autoritățile competente. Vom urma din punctul meu de vedere, atâta timp până nu va dispărea această pandemie, atâta timp cât un prefect nu va reuși să ia taurul de coarne, cum se spune, să nu mai avem, nu se poate, în centrul Târgu Jiului, în care se adună toți bombardierii ăștia, cum se intitulează ei, adică ei sunt aia care până la urmă ia anii de pușcărie în freză, să ne înțelegem, nu când dau ei cu pumn. Dă un pumn, se duce. Avem o singură excepție, când a lovit până acum și n-a răspuns, dar eu zic că se va trece, indiferent de pilă de la un cetățean al Târgu Jiului, indiferent de poziția de oare. Vremelnică și ea. Din punctul meu de vedere, este inadmisibil să te duci acolo și o ospătăriță să anunțe n-aveți voi decât trei țigări la o cafea. Inadmisibil, toate mesele pline în restaurant.
Dar sunt multe exemple de acest fel. De ce, eu știu, se închid ochii pentru anumite localuri de acest gen și spre... Simplu. De la 11 la 1 jumate, 2, aceste localuri sunt pline de funcționari publici la masă cu tot felul de bombardieri, de patroni care sunt controlați și așa mai departe. Mai urmează o perioadă așa de relaxare, este prima cafeaua la 9-10, așa, după aia la 11 până la 2 prânzul, se stă cu orele, urmează seara de la 5 până la 9, că acum se închide la 10, înainte se închidea la... închideau căciumile la 10 jumate. Din acest motiv. Bun, da, pare cumva, pentru că am văzut, tvsud.ro a făcut o întreagă anchetă, să spunem așa, pe acest aspect și a surprins mai multe localuri de acest gen care sunt închise și, deși legea nu, spune clar, ar trebui să fie închise, dar nu le închide nimeni. Și mai mult decât atât, cumva autoritățile își pasează vina de la una la alta, că eu știu ce instituție este cea care trebuie legea să ia măsuri. Legea e foarte clară. Legea este clară, dar de ce nu este aplicată clar? Sunteți un om care... an la rând ați aplicat legea și ați... Și am deranjat pe foarte mulți și știu că îi deranjează și acest mod al meu în continuare de a sesiza instituțiilor. Orice cetățean român are obligația, când constată o încălcare a legii, să o aducă la conștiința instituțiilor de abilitate. Obligația și exact acest drept, adică nu este nimic ilegal nu să drept, sesizezi este sau obligație. Să când vezi că s-a produs o încălcare a legii, trebuie să o aduci la cunoștință, în mod public și cui trebuie. Da? Cum să înțeleg eu când presa, care e principalul mijloc de informație din spațiul liber, da? Și Facebook la ora actuală, sunt cunoscuți cei câțiva care postăm diferite ilegalități, pentru că ceilalți sunt toți reduși la tăcere. Cum să înțeleg eu când refuză cei care au atribuții să se sesizeze? Sub motivul că nu trebuie să facă nimic, n-am văzut, n-am de muncă, nu îmi dă, bate capul. Mai bine caut soluție să închid gura lui Caragea, să nu mai vorbească Caragea, să nu mai vorbească X, Y, Z, îl deranjează. Da, chiar așa trebuie să tacă în condițiile în care este un articol care prevede că atunci când ataci un justițiabil care are o calitate de martor sau parte vătămată sau conform 274, este infracțiune care se pedepsește cu aceeași pedeapsă ca pentru fapta în care persoana respectivă are calitate denunțător, martor, etc., plus o treime. Și mă gândesc, ăla nu știe carte sau merg cu prea mult tupeu. Vreau să vă spun că în Târgu Jiu se știe așa în fiecare zi discuții, cine sunt aia care se duc să intervină la poliție, cine sunt aia care sunt câțiva șmecherași care se dau deștepți, cine sunt aia care se duc la parchet, cine sunt aia care se duc în altă parte să facă intervențiile. Că sunt șmecherași bombardieri 2, 3, 5, că sunt amanți sau iubiți la nu știu ce personalitate care ar trebui să fie, că sunt șmecherii lui nu știu ce, tată, mamă. Se mai întâmplă astfel de grav. Lucruri. În fiecare zi sunt tarife pentru orice. Să știi exact pe cine trebuie să-l cauți ca să-ți meargă acolo. Și mă doare capul când aud. Eu nu spun că toate bârfele ăștia, le consider bârfe sau zvonuri până la una alta, sunt reale. Dar există un gram de adevăr. Pentru că vezi ce se întâmplă. Vezi ce se întâmplă. Adică ne punem întrebări, vedem, eu știu, autoritățile de la cel mai înalt nivel. Vedem șeful DSU, Departamentului pentru Stații de Urgență, Raed Arafat, vedem președintele României, țării președintele a ieșit țării. Astăzi și a spus, indiferent cine este, să răspundă în fața legii. Mesajul dat de președintele Iohannis astăzi este extraordinar de clar, cine a vrut să-l înțeleagă. Ieri au avut, sau la altele, au avut videoconferință cu primul ministru. Și alaltă, cred, în seara, și el e șef de instituție care s-a mai și, să zicem așa, fofilat să nu se ducă. Vorbea el cu tovarășelui, lasă-mă, că am văzut, eu de când sunt aici, s-au schimbat doi președinți, s-au schimbat nu știu cine, tot eu fac regulă în județul ăsta. Și trei, în acest moment sunt prinși într-un joc al intereselor obscure financiare acești șefi. Uite că tu te-ai dus la Cârciumaia până în fiecare săptămână să mănânci de 2-3 ori și să pleci burtica umflată și cu restul de ce n-ai consumat la pachet. Nu se consideră aceste lucruri? Ba da. Ba da, dar ce să se considere? Să vă dau un exemplu care m-a deranjat foarte tare de o săptămână și verific și să nu creadă cineva că mă potolește. Iar dacă și închipuie că îl cheamă nu știu cum.
Săptămâna trecută, într-o zi, am dus să trag ceva la Xerox în centru. Când văd pe antreul ăla, pe scara aia de la intrare la teatru, la țigări 7-8 oameni. Grămadă acolo. Mă, ce faceți aceea? A, turnăm un film cu Dracula sau facem un film cu Dracula, adică? Păi suntem aici să ne ia sânge, să vadă care rezistă, care nu. Cum să vrem sânge? A, tu glumești cu mine? Nu, ce naibii, ne cunoaște atâția vreme. Bine, domnul, nu-i spun numele omului. Mă documentez, mai mă uit, mai mă învârș și, într-adevăr, intrau grămadă toți în volul acolo. Analize în... Și ca să audă cine era acest director, Brehuță, și cu celebra aia contabilă șefă care dă păreri. Eu am sesizat la DSP-ul. Să audă și Mihăiță și alții. Eu sunt cel care am sesizat DSP-ul. Problema a fost alta. Bun, DSP-ul a mers acolo și a considerat că este ilegal. Deci DSP-ul a mers acolo. A constatat că se desfășoară o activitate ilegală. Într-un spațiu neautorizat. Într-un spațiu neautorizat. Și n-a luat niciun sfert din măsuri, exact la ce spuneți dumneavoastră, pentru că există acolo, și mi-au transmis și mie oamenii de la DSP-ul, o celebră juristă venită de la o primărie de comună cu mari probleme, al cărui primar a câștigat, culmea, procesul în care l-a reprezentat celebra, a fost subordonată pentru anticovidarea asta sau să nu stai el în covidare, cu toate fusese contact direct. De ce? Nu știu de ce șeful instituției a făcut sau n-a făcut anchetă, eu nu o lăsam acolo. Păi nu se poate. Păi când constați că, frate, au venit, este interzis desfășurarea unor activități în această perioadă în Târgu Jiu, da? Au intrat trei doctori. Ce au căutat în teatru? Da. Ce au căutat în teatru? De ce n-a chemat DSP-ul celelalte instituții? Dar întrebarea de ce n-a chemat controlul de la Protecția Muncii, SSM-ul, de la ITM-ul, da? Care putea să suspende activitatea o lună de zile. De ce? Asta spune. Doamna juristă venită de la comună, politic, nepolitic, fără niciun concurs, nu cunoști tu legea. Domnul șef al ei nemijlocit nu-l interesează. Dar până la eu urmă, v-aș întreba de ce nu s-a luat măsuri. Hai să ne înțelegem. Nu le-a dat amendă nici la director. Asta spune, adică se constată, domnule, e ilegal. Ce înseamnă ilegal? Ce înseamnă cuvântul ilegal? Îmi motivează mie acolo că nu sunt alte încărcări din punctul lor de vedere. Dar stai să vezi că le-am făcut solicitare acum. Pentru că vorbesc cu cineva și spune, păi stai frate că ăștia toți, instituția asta e căpușată din 25 jumate, sunt veniți prin transfer, fără să dea cel mai mic examen sau interviu, să vadă dacă are habar cu ce să o mănâncă. Bine, poate în această perioadă, știți cum, în această perioadă se fac... Deci, în această perioadă și în anii din... E nevoie de personal, eu știu, în această perioadă. Dar este peste tot. A fost o trambulină. Știți, cel mai mare angajator, să nu devagăm, De la subiect, a fost ce o anul trecut? 300 sau 500 de angajări. Da? Am văzut 500 au plecat, 300 au venit sau cam așa ceva, da? Tatăl pe urmează primăria Târgu Jiu și instituțiile subordonate cu peste 200 și ceva de angajări în anii din urmă. Mă, da, poate oamenii aceia au fost... Știm că instituțiile se confruntă cu această lipsă de personal. Nu există. Este o șmecherie să angajezi la primărie și de acolo să-l muți. La finanțe, la DSP-ul, la... Dar nu mă interesează pe mine asta, mă interesează că eu ca cetățean am constatat și să audă maestru Brehuță că ai adus în unitate când era și Narul Roșu sau de și Romanescu, că i-am cerut frumosului nostru primar, i-am cerut să-mi comunice clar cine a permis acces în unitate. Știți cum e domnul Caragea aici? Aș vrea să fac o precizare. Nu tot timpul primarul este de vină pentru că sunt responsabil. Dar n-am spus că e de vină dacă i-am cerut sunt să verifice. Cumva... Păi stai să ne înțelegem. Să facă verificări, spuneți. Dacă i-am solicitat primarului să-mi comunice verificări, da? Vinovat este cel care se ocupă de SSM-ul la nivel de județ. ITM-ul care întâmplător aflu de la o doctoriță care se simțea ofensată că face SSM-ul. Păi și acolo a fost o doctoriță cu R, că n-am voie să-i dau numele, nu? Fata nu știu cui de la DSP-ul a fost și a făcut la ITM-ul. Dacă e adevărat, o rope celebra purtătoare de cuvânt a impetuoasă, nouă purtătoare de cuvânt a ITM-ului care suficient... Având să ne răspundă, să ne sune, nu, să ne sune și să spună dacă e adevărat, domnul șef de la ITM o să spună. Bun, ai vorbiți despre analize care se fac păi, doamnă, anual mare și problemă. Sunt obligate ăștia de 7 săptămâni fac grevă în piața prefecturii, tocmai pentru faptul că sunt bolnavi și se îmbolnăvesc. Dar o boală netratată la timp, ea devine cronică și evoluează. Păi dacă noi nu facem analize, cum vă explicați dumneavoastră, cum să-și explice telespectatorii, cum să recoltez la artist sânge? Ce ai dorit, domnule director, să vezi dacă au altceva în sânge? Bun, poate... Nu, stai să ne înțelegem. Dar la poliția locală, li s-a luat glicemia. Cum e posibil? Eu sunt convins. Nu pot să cred că primarul Târgu Jiului a cunoscut faptul că în teatru, când în sediu teatrului, în hol, se poate recolta sânge, da?
la alelalte instituții. Li s-a luat tensiunea pe la celebrul nostru transportator local, ia într-un birou, i-a cântărit și l-a luat tensiunea. Da, se fac într-un cadru, eu știu, pentru că spuneam ce de la DSP. Fiecare, ce se face într-un cadru autorizat. Cum până la urmă fiecare face așa unde... DSP-ul a autorizat laboratoarele. Bun, și DSP dacă a fost la loc acolo, a fost și a constatat că spune în adresă, DSP-ul transmite. DSP-ul nu este la fel de vinovat că nu a luat măsuri. Este și mai vinovat. Și i-am cerut directul, i-am făcut revenire să ia măsuri cu acei subordonați. Iar din ce îmi spun, cum sunt foarte mulți dintre ei. Adică mergem, constatăm, domnule, s-a încălcat legea. Și da. Spun, domnule, avem aici o eminență cenușie juridică care n-a dat niciun examen să vină în DSP-ul. A venit printr-un transfer de la o primărie cu mari probleme, unde și acolo primarul ăla săracu a dat mulți ani cu suspinatul. Da? Și își permite să comenteze că ea nu are nicio treabă ce fac alții. Erai obligată să chemi în secunda 1 să suni directorul unității, da, să sună pe domnul Stoian și el să sune la poliție, la ITM-ul, veniți fraților încoace că uite ce am găsit. Ați acoperit-o? O să vedem. Am sesizat la minister, să știți că nu mai căutați pe cine, ce și cum. Da? Ca să nu se mai dea rotund, nici directorul ăsta Brevuță, nu-l cunosc, nu am pierdut nimic din ce am înțeles. Da, bun, nici nu vreau, nici contabil așa, de acolo care vreau să înțeleagă un lucru. Avem responsabil până la urmă și pe cultură? Avem, nu, avem responsabil care pe toate unitățile subordonate, șefa celebra noastră, doamnă Camelia, de la primărie, de la resurse umane, este responsabilă de organizarea la nivelul tuturor structurilor. Până la urmă știți cum e, sunt responsabili, dar nu poate un singur om să știe ce se întâmplă în fiecare moment. Informat. Cât timp Direcția de Sănătate Publică merge și constată și nu ia măsuri, până la urmă... Să răspundă. Și mai și transmit prefect, public pentru că am văzut adresa Da, i-am cerut domnului prefect. Răspunsul primul de noastră. Păi legea zice așa, autorizez aici, da? Un centru de recoltare. Te-am găsit aici. Dar nu se întâmplă de azi, de ieri, de mai mulți ani. Este o combinație a tuturor, a acestor indivizi necontrolați. Cine are obligația să controleze cum se desfășoară activitățile pe SSM-ul? Sănătate, securitate, muncă, da? Bun, domnul Caragea, eu v-aș întreba în felul următor. ITM-ul să intervină și să ne spună de ce au fost lăsați să le desfășoară în locuri neautorizate. Bun, sunt convinsă că se... Cum se întind la poliția locală? Lasă-mă puțin. Cum se întind la poliția locală? Oamenii au venit de la tragere. I-a întins pe niște birouri sau pe niște scaune, cum s-a întâmplat și partea altă la celebra instituție asta. Dar avem, da? Acolo s-a constatat, avem vreo dovadă că s-a întâmplat așa? Sau păi s-a nu, constatat? Niște oameni. Cei de la DSE au spus... Care s-a întâmplat? Păi, doamnă, eu n-am prășit ca să fiu angajat la Ninoasa și să fiu mutat la pe pile și la nu știu ce. Da? Eu vreau să știu, eu am venit, care e motivul pentru care am cerut să mi se spună toate aceste transferuri la DSP-ul, da? Doar transferuri. De ce n-au dat cel mai mic interviu pe postul ăla? Frate, poate venea un jurist care știa legea privind pandemia. Păi dacă tu nu știi legea 55 și ordonanța asta care s-a modificat, noi despre ce vorbim? Noi vorbim de cooperare instituțională? Fiecare să dă mai șmecheros, mai combinator, hai că dau amendă, că nu dau amendă, își dau amendă între ei, au ajuns să-și dea amendă între ei șefii. Foarte bine, dar să răspundă. Și să fie clar, nu este posibil să recoltezi. Am întrebat, dar de ce a recoltat totul sânge la artiști? Și la poliția locală l-a luat doar glicemia și a cântărit. N-am înțeles! Poate sunt proceduri, ce vi s-a răspuns? Poate sunt proceduri ale instituției, eu știu. Dar știu discuțiile și dintr-o instituție și în alta. Care proceduri? Poate, doamnă, așa... zice, analiza nu are. Păi, dar la poliția locală, i-a întins pe niște birouri, într-o încăpere, i-a întins pe niște birouri. Nu mai punem problema, cum ați dat. De ce ați dat domnilor conducători de instituții? Eu să văd ce răspundeți. Eu sunt ăla care am sesizat, ca să nu se mai streseze alții. Miniștrilor de resort să-mi comunice cum e posibil în pandemie să se desfășoare activități în locuri neautorizate, fără nicio planificare, fără nicio organizare. Cum aduci? Bun, așteptăm să unde primim mai grupul de... Nu, stai să ne înțelegem. Cum să aduci un asemenea oameni? Da, dar înțelegeți, fiecare angajator este obligat să facă această vizită medicală a angajaților. Păi cum ai putut, doamnă, să iei 50 de probe odată sau 40 sau 30? Am și ștampila cel mai important. Am ștampila șefei de laborator, de la o clinică. Am voie să-i spun numele? N-am voie. Nu, să nu facem... Dar ca să înțeleagă lumea, este clinica care face parte din celebra grupare, care s-a ridicat, ia doctoriță la spital, asociată în... Dita mai clinica aia care se construiește acolo lângă liceul Ecaterina. Bun, aveți ștampilat... Ca analizat probele de... și că le-a ieșit la oameni perfect și glicemie... Toate analizele sunt bune, asta este o veste bună. Păi nu, stai să ne înțelegem, nu, este foarte proastă.
E foarte proastă. Păi sângele s-a recoltat pe un hol. Da? N-a fost respectată procedura de transport. Bun, și revin la întrebare. Dacă a fost DSP-ul acolo și a constatat, domnule... Păi nu, dar DSP-ul. Păi tu nu înțelegi că acolo este o tanti care face gălăgie mai tare. Care... Acolo se mănâncă fosta conducere cu actuala conducere și o șmecheră care face... De-aia nu semnează nicăieri, că eu abia aștept. Că am întrebat pe cei care au semnat. Mă, ce voi ce a semnat aici? Păi domnule, că nu ne-a lăsat, că ne-a făcut. În aceste... Când vedem ce trăim... Eu să văd ce răspuns îmi va da acum domnul Stoian la ce am cerut. Am solicitat și domnului prefect ca să știe ce se întâmplă. Toți angajații aproape din învățământul gorjean, rețineți, ne mirăm ce se întâmplă în școli. Păi același lucru s-a întâmplat și în școli, domnilor. O aștept pe noua inspectoare școlară să ne spună de ce a permis ca celebra, știți bine, doamna aia vopsită toată, nu mi-aduc aminte cum o chema, că nu vreau să-mi încar memorie. Inspector șef, vă referiți. Da, da, intermediară, că n-a fost, da? Cum este posibil să te duci în școli doar să iei banii? Aș bădea la aia, i-am întrebat, domnul, cunosc foarte mulți profesori, oameni responsabili. Păi așa s-a instaurat de pe timpurile... Bani la ce vă referiți, domnule Caragea? Păi dar ce, ai împărat că vreo analiză să face gratuit? A, deci plătesc cei care... Plătesc instituțiile, nu oamenii, plătesc instituțiile, au buget, plătesc. Și la primării și peste tot e buget. Să nu crezi că face cineva vreo analiză pe... Bun, deci să înțelegem cumva că dumneavoastră spuneți că în toate instituțiile analizele se fac la locul... Aproape în toate instituțiile se fac ilegal. Bun. Și știi ce e grav? Deci media este cam între 80 și 100 de lei de angajat. Gândiți-vă că Gorjul are în acest moment aproximativ 40-50 de mii de angajați care fac acest gen. E un fenomen de masă. Aștept să văd parchetul. Toate se fac cu aceeași... Parchetele toate locale... Toate se fac cu același laborator de... Nu, nu, că sunt câteva. Nu sunt multe. O să care le recoltează. O să le vedeți în perioada următoare puse pe Facebook-ul meu. Eu v-aș întreba... Parchetele locale au obligația să se sesizeze. Mă aștept câteva zile să primesc răspuns la solicitările mele, după care parchetul județean, după care Ministerul de Resort. Bun. Pentru că pe mine nu mă impresionează gânfurile și să țineți minte ce vă spun. Doamna procuror șef, faptul că interzici ca să se sesizeze procuror, știi cât are un procuror stagiar ca să revină? 50-60 de milioane și muncesc de lăsar capace, la 100 până la 1000 de dosare pe an de soluționat. Știi cât câștigă un medic care face analizele, de exemplu, la o instituție în asta, repet, cam un milion pe om. În două zile ia salariul de la un procuror stagiar. În două zile ia ce ia un procuror stagiar pe o lună întreagă. Bun, până, se pare normal? Până la urmă aici cumva legea este... Nu, nu, nu legea. Cei care ar trebui să o aplice. Păi care e timpul ăla respectiv? Păi dacă dau psihologice... I-am întrebat, dacă cum ați dat psihologice? Păi tot domnilele care ne-au luat acolo tensiunea, glicemia și ele ne-a dat niște formulare, ne-a băgat în sală și am copiat domnul Caragea, de la altul. Spuneți noastră, aceste lucruri sunt cunoscute. DSP a recunoscut public, am văzut în adresa dumneavoastră, că s-a constatat ceea ce dumneavoastră spuneți. Bun, aici vedem că se constată o ilegalitate până la urmă, pentru că ce s-a făcut acolo nu a fost legal. Doamna, vedem că unde s-a respectat distanțarea socială? Păi nu știu ce s-a constatat, domnul Caragea, dacă spun că s-au... Eu știu, poate întrebat, așa s-a constatat. Am întrebat Franco și văd că o tot lungesc cei de la DSP-ul. Să-mi spună și mie, cine le-a luat temperatura la angajați când au venit grămadă buluc? Că i-am părțit în două zile. Sunt 60 ceva, 70 de angajați, 35 într-o zi, 35 în alta, da? În a doua zi n-au mai făcut după ce a fost reclamația ilegală, da? Cine a făcut planificarea la aceeași oră să-i cheme pe toți la 8 să stea acolo grămadă buluc? Cine nu le-a luat temperatura? Și cel mai grav lucru. Îmi comunică că din punctul de vedere nu s-au făcut alte încălcări. Stimată și distinsă doamnă jurist al DSP-ului, care n-ai fost acolo, dacă căutai toate normativele în vigoare, vedeai care e cel mai grav lucru pe care l-a încălcat de competența dumneavoastră, că ziceți că aveți cu biocidele, cu și așa mai departe. Puteți să-mi spuneți și mie, s-au recoltat 25 de probe sau 30. Unde s-au depozitat cele 25 de mânuși? Că după fiecare recoltare la fiecare om ești obligat să schimbi mânușa, da? Puteți să-mi spuneți. Puteți să-mi spuneți cum au fost transportate. Pentru că este o regulă a deșeurilor, care se, o lege foarte clară și a deșeurilor, cum se colectează, unde se depozitează, cum se predau. Domnul Caragea, eu atunci pe domnul Stoian public să-i ceară note explicative, doamne, care făcea valuri pe acolo pe jos. Făcea valuri, că el stă la stadion, ei stau acolo, da? Făcea valuri pe acolo cine este și cine nu este. Și vă spun foarte franc, nu realizați un lucru, nu cunoașteți legea. Da, până la urmă nici directorul unei instituții nu mai are nici pârghii legale să ia măsuri cu astfel acum de... Acum depinde fiecare. Până la urmă, pentru că vorbeam de
Dacă nu aflu de acolo că făcea valuri, că ce caută, noi n-avem treabă, cum să sunăm pe alții? Păi cum să nu suni, măi, tanti? Cum să nu suni? Tănțico! Bun, domnul Carlos. Ai venit cum ai venit? Te-ai dus și nu faci nimic. Cum să-ți permiți tu, jurist, să spui că nu trebuie să suni alte instituții care au atribuții? În această perioadă toată lumea, președintele, primul ministru, miniștrii, cer toți colaborare între instituții și măsuri. A stabilit. De luna trecută, de luna asta, este când s-a terminat martie, răspunde de suspendarea activității ITM-ul. De ce n-ai chemat stimată doamnă echipă de control și mai ales stimată doamnă care îl v-a sfătuit? De ce n-ați chemat ITM-ul? Ai vreo atribuțire? Eu v-aș întreba, domnul... Sau ești plătită de altcineva ca să nu o faci? Domnul Caragea. Nu, stai să continuăm. Haideți să nu facem astfel de atribuții. Păi sunt în... Eu nu până la urmă... singur cu cameră de la vedere, că eu nu pot să vă arăt un dialog, că n-am cu cine. Păi dacă eu se sizez, mi-a de ce nu răspund până la urmă acești... când sunt întrebați despre astfel de lucruri? Da? Până acum am avut unul, am ajuns acolo, știe toată lumea cum am ajuns și prefectul, de acum sper să fie responsabil, să ia măsurile de... Vedem de că doare. Se implică până la urmă în... pare ce? Cumva că se implică în toate da, problemele. Deci cumva. Eu știu... Am spus, îl vreau responsabil, da? Pentru că poate n-ajung toate problemele la domnia lui, că acolo și are mari probleme la instituție. Bun, haideți să vorbim despre problemele care au ajuns la domnul prefect. Și care sunt, din punctul oricui de vedere, unele extrem de grave. Aflăm, domnule Caragea, după decesul... S-a dus și s-a implicat, da? Bun, și acum spune că nu mai este responsabilitatea domniei sale. Păi nu, omul a făcut, a chemat instituțiile abilitate, să... aici vreau să-i spun care dreptate. A chemat instituțiile abilitate, le-a spus, aplicați legea. Bun, da, acum primarii cer convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și spun că trebuie primarii din județ care sunt direct afectați de această măsură de închidere a gropii de gunoi. Și spune domnul prefect că nu mai este, acum nu mai este nicio treabă. Cumva, în acest moment, treaba prefectului. De vedere, și am spus-o și în emisiunile dumneavoastră, am și sunat și am spus, cer public demisia domnului Luis Popa, principalul vinovat la ceea ce se întâmplă cu gunoaiele din județul Goci. De ce este domnule Caragea vinovat? Pentru că domnul Luis Popa a fost directorul Polaris și cel care coordona toată activitatea. Că în Goci avem două, Polaris depozitare și Polaris colectare, da? El n-a făcut investițiile la momentul de atunci. Trebuiau făcute de la celula 1 de mulți ani, domnilor. Și cel mai grav, distrugerea, repet, distrugerea acelei societăți Gilord Cărbunești, Gilord, cum îi zicea, care avea punct de... Nici acolo nu s-au implicat să facă cum trebuie, dar avea un punct în care selecta gunoaiele, da? Vine și spune, avem un mare problemă cu selectarea. Nu știe domnului cine s-o fi dus pe la toți primarii? Vom vedea când i-o chema la parchet. Sper să-i cheme, că cât o să țină și doamna să nu-i cheme. Bun. Domnișoara cu nume de floare, cât o să tot țină să nu-i cheme? Trebuie să-i cheme, da? Când eu avea venit primar și o spune, mă, de ce ai renunțat la contractul când tu ești la Salubris Gilord, ai fost dintre cei care ai înființat, ai fost membru fondator și te-ai mutat la o firmă privată care n-are punct autorizat în care să selecteze gunoaiele, care gunoiul nu are punct. Doi, cum să vii tu să ameniți și te dai tu interesant Târgu Jiu? Îmi spui astăzi că știți, o să coste mai mult că la Severin ne cere dublu pe gunoi. Dar noi de ce n-am cerut la Albaia dublu? De ce n-am cerut la cei care aduc de la Horezu? De ce n-ați cerut? Ați luat, v-a plăcut să luați banii ani de zile la tarif mic? Acum suportați domnul Polaris colectare. Da? Bun. Polaris colectare este obligat să adune gunoiul și să-l lucru ducă. Care de altfel îl și va face, a transmis un comunicat de deci presă și a spus pentru asta în această perioadă când... Și primarul municipiului a anunțat că a purtat discuții cu șefii deci, de la Constanța și... Deci de ce calitate trebuia să discute primarul Târgu Jiului? Este direct cumva afectat. Calitate? Nu este direct. De ce? Nu ia cineva gunoiul de la bloc? Să reclame. Păi, 24 de ore înțelegem că Polaris nu a ridicat gunoiul. Ce măsură a aplicat? Municipiu. Eu n-am văzut în contract ca să aibă obligație. Deci contractul Polaris pe care l-am făcut public pe Facebook-ul meu în campania de anul trecut nu prevede așa ceva ca motive de necesitate, de stare de necesitate sau de urgență să nu colectezi. Nu, nu prevede. Bun. I-a cerut cumva și loc pe domnul Romanescu să le ceară daune în numele cetățenilor din Târgu Jiu. Oricum mâine voi face eu o solicitare în care îl rog să le ceară daune cât gunoi trebuia să ridice și cât au costat serviciile din ziua aia. Păi domnilor, este inadmisibil, imposibil de explicat. Tu, Polaris Colectare, e problema ta unde duci gunoiul din momentul ăsta. Mai ales că sunteți două firme din același consorțiu. Bă frate, dacă nu aveam, hai că ridicam problema.
Ați venit cu tot felul de aburele acolo, să măriți tarife, să nu măriți tarife. N-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată. De ce vi se fac jocurile? Momentan s-a ajuns la o înțelegere și să sperăm cumva că lucrurile se vor rezolva. Am văzut că au zis că până la 1 aprilie. Ce vrea să facă glume cu noi de 1 aprilie? Până deci, domnul Luis Popa, îți cer public demisia. Nu mă interesează nici masoneria ta, bun, nici masoneria. Dar dacă el s-a pus cu poze, îmi prin toate ziarele cu pozele cu șorțulețul în față de mason, ce-i vina mea? Bun, da, nu cred că este singurul. Ba da, pentru că una din firmele respective are treabă cu masoneria. Vă rog. Bun, eu v-aș întreba, domnule Caragea, pentru că vorbeam despre informații și anumite lucruri care ajung, iată, și la prefectul județului Gorj, da. Și ne referim aici la acea anchetă pe care, acel control făcut de către prefectura Gorj la Serviciul Județean de Ambulanță. Am văzut un raport al corpului de control care a scos la iveală nereguli extrem de grave. Faptul că... Îmi cer scuze o secundă să iau gură de apă, da? Vă rog, cum să nu. Faptul că pe străzile din municipiul Târgu Jiu circulă pe străzile din județul Gorj, pentru că vorbim ambulanțe care nu sunt tocmai conforme, vedem faptul că sunt cunoscute aceste probleme și faptul că a fost, iată, un om și a pierdut viața în timpul unui transfer, iar acea ambulanță avea probleme care erau deja cunoscute și mai mult decât atât s-a descoperit că avea o improvizație făcută la un furtun. În contextul în care vorbim, atenție, despre o ambulanță în garanție, iar piesa putea fi schimbată. În contextul în care se vorbește de... Și nimeni, niciun vinovat, domnul Caragea, până acum, deci nu... În condițiile în care vorbim, este al treilea sau al patrulea control la fără pandemie chiar, la ambulanță în ultimii ani, de care cunosc eu. La toate s-au găsit grave nereguli. La niciunul nu a fost urmări. Influența politicului a fost gravă. Nu, și interese personale. Stai și să... Da, nu interesează pe nimeni. N-am văzut nicio reacție, spre exemplu, din partea ministrului sănătății despre ce se întâmplă aici, pentru că sunt lucruri. Nici nu știu dacă a ajuns încă raportul. Dacă a ajuns informația, eu știu. Nu știm exact dacă a ajuns informația sau raportul la ministru. Nu, eu altceva spun. A ajuns prefectul județului. Vine și spune așa. Eu consider că acel raport este incomplet. Spune, domnilor, am găsit fire rupte și izolate. Întrebarea mea se pune, cine are o firele? Păi care șofer de ambulanță a sesizat? Dar erau semnalate în jurnalul de bord, înțelegem. Deci încă o dată, în jurnalul de bord se uită un șofer sau un revizor. În momentul în care ai văzut că un asemenea aparat are probleme, trebuie să faci referat. Nu cunosc procedurile interne. Nu cunosc, este clar, am fost primul, cred, care am sesizat în spațiu public că parchetul trebuia să indisponibilizeze ambulanța până să face expertiză. Dar îl consider la fel de vinovat și pe cei care i-a găsit din conducere, director medical, nu știu, manager, ce-a mai găsit pe acolo? Înțelegem că ambulanța nu avea nimic notat în jurnalul de bord când a ajuns la Târgu Jiu. Și atunci? Cine devine? Nu cumva și domnii șoferi? Am fost coleg cu Cristi, îl respect, dar până la un punct. Am avut cu el un dialog foarte dur și cu cuvinte care i s-au părut prea dureroase și repet și acolo. Ești cel mai vinovat om din ce se întâmplă la ambulanță, pentru că ai acoperit în interesul de a-ți atrage membrii toate neregulile făcute. I-am spus, mă, uite, am fost în spital, am fost internat, am avut o intervenție chirurgicală la mână. Și dureros a fost că, plimbându-mă pe acolo, pe hol, seara auzeam, deci niște limbaje suburbane ale, nu pot să mă exprim, că nu e voie în spațiu public, ce limbaje aveau șoferii cu pacienți. Dom'le, nici la stână nu se comportă ciobanii cu animale, cum se comporta, mi-am spus, a, bă, știți, membrii mei, nu știu ce. Păi, în secunda 1, tu trebuie să-i aduni, cum i-am spus și atunci. Nu sunt reale, am pus în discuție și am dat și eu pe grupurile noastre, un coleg dintr-o asociație a pus salariile pe luna decembrie de la spital. Și a avut UPU să iese să spună, nu sunt salariile alea, nu e adevărat, nu sunt. Păi dacă nu avem salariile date de conducerea spitalului, mesajul nostru a fost clar. Uite, o asistentă ia 100 și ceva de milioane, da? Șeful poliției 80-90. Un procuror stagiar, repet, are până pe la vreo 5 ani, 10 ani, are 50-60 de milioane, nu se apropie de 100 de milioane. Păi când o asistentă ia peste 100, am dat un exemplu, oameni care au multă responsabilitate. Iei 100 de milioane, faci un serviciu care se merită 100 de milioane? Ți s-au mărit salariile fantastic. Înainte ziceau, domnule, luăm șpagă că sunt salariile mici. Nu, dar acum când ia 300 de milioane directorul ambulanței medical,
Bun, și se justifică acest salariu? Gândiți-vă, la 22 de zile lucrătoare, 300 și ceva de milioane, sunt 15 milioane pe zi în mână. Asta înseamnă că are 200, 22, 20, să mai pune 50% impozit, 23, 24, 500 de euro pe zi lucrătoare în mână directorul medical al ambulanței. Bun. Nu în mână, pardon, salariu brut. Domnilor, stimați concetățeni, gândiți-vă că plătim un om din bani publici cu 500 de euro pe zi. Vi se pare puțin sau mult? Bun. La nivelul implicării și a calității serviciilor pe care le face. Bun, și revenind, domnule Caragea, când toate aceste lucruri se constată și spune acel raport al Corpului de Control că managerul instituției avea la cunoștință toate aceste lucruri, până la urmă, eu știu, nu vedem, mor oameni și nimeni până la urmă nu răspunde pentru aceste lucruri. Pentru că nu le sancționează nimeni și, repet, nicio reacție din partea autorităților. Dacă ați văzut dumneavoastră de câțiva ani încoace, există o mare problemă a aplicării legii. Fără niciun fel de supărare, repet, problemele cred că sunt la instituția intermediară, la parchet, între justiție, pe unde trebuie să ajungă dosarul, și poliție, care desfășoară cercetări într-un dosar doar sub îndrumarea procurorului. Cred că este o activitate care este puțin în acest moment rămasă în urmă față de realități. Bun, îi cunosc pe mulți procurori, îi stimez, îi respect, au un volum imens. Gândiți-vă că au 4-5 dosare, sunt 200-210 de zile lucrătoare pe an, da? Când are 1000 de dosare la un parchet local, cum e la Târgu Jiu, sau câteva sute la Cărbunești sau așa mai departe, gândiți-vă că omul ăla trebuie să soluționeze între 2 și 5 dosare pe zi, 2, 3, 4, chiar 5 dosare pe zi. Bun. Dar totodată, îmi pun întrebarea, sutele de informații, de emisiuni făcute de o grămadă de oameni care spun, domne, se încalcă legea aici, nu vă ia în calcul, nu interesează. Din contră, datele și semnalele mele sunt groaznice de ce se întâmplă. Este o tagmă atât în partea asta de mică, care vor să-ți bat și vor să facă, și atâta de mare dintre cei care umblă cu combinații și care nu fac, sunt motivația că hai să nu mai facem, că e mai bine așa. Cine e de vină, domnule Caragea, că am ajuns aici până la urmă? Managementul societății în societății, sine? Da, societății, cumva lucrurile să plece de la un nivel mult mai înalt, pentru că vorbim, de fiecare dată vedem, sunt alegeri, vine cineva la putere. Lumea n-a ieșit, lumea n-a ieșit, toată lumea este vorbește vinovată. Despre o reformă a unui sistem de fiecare dată. Tot timpul vorbim de reforme. Reforme care nu face nimic. Da, niciodată nu s-a făcut până la urmă. Și atunci, până la urmă, dacă... Societatea asta merge în jos, în jos, în jos, până la un moment dat nu o să mai aibă, nu o să mai stai în casă că intră peste tine tâlharii, și atunci o să fii la poarta parchetului, 1, 2, 3, 7, 9, și să iei pe sus, pe șefii de acolo, băi frate, voi, unde am ajuns? La poliție? Hai că ne mai ducem. Dar nu se poate. Pe mine mă deranjează. Eu am fost un polițist și un șef care n-am permis încălcării așa mai departe. Dar nu se poate, te duci în cârciumele care sunt deschise. Acum nu există zi să nu fie la masă, repet, oamenii în aceste instituții care... Păi ce să mai vorbim? Am văzut la toată televiziunea centrală un fost ministru de interne. Domnul Marcel Vela. Păi dacă dumnealui a dat exemplu, da, dar astăzi președintele a spus să răspundă legea. Sunt convins că așa cum Orban și ceilalți miniștri au primit amendă, sunt convins că și lui o să-i dea amendă. Sau sper să fie un exemplu ca să arate dacă... Marcel Vela a luat amendă că a fost acolo, să înțeleagă toți cei care se duc toate... Chiar dacă mă înjură câțiva bețivani. Domnul Caragea, știți cum e? Că am ajuns din nou Hai la să-ți dau un exemplu, care mă deranjează grav de tot. Sunteți o doamnă și n-ar trebui să-mi permit să folosesc un asemenea subiect, dar sunt multe doamne care conduc această instituție. Oare ele, când se duc în drum încolo, ieși spre scoarța, dau un exemplu, și vezi că stau... fetițele la produs acolo, te gândești la ce pericol social expui această societate? Mergeți pe, repet, pe la coloană încolo să vedeți cum stau fetițele. Sunt multe astfel domnișoară, este grav, grav. Păi noi în aceste momente să avem pe centurile orașului fetele la produs înmulțite. Păi și, bun, și aici revin cu întrebarea. Cine ar trebui să ia măsuri și nu ia? Că... Păi cum cine să ia? Poliție locală, și de ce nu ia poliție națională, nu-i treaba mea. Treaba mea este să sesizez. Da? Și să, totodată statul este obligat conform 274 să mă apere. Adică dacă este să tragem concluzii la ce am discutat până acum, se încarcă legea flagrant, dar nimeni nu e vinovat, nimeni nu ia măsuri. Nu vrea să ia.
Dacă ar fi, eu știu, vorba despre un simplu cetățean care nu ar avea, eu știu, anumite relații, să le spunem așa, poate, eu știu, ar pune, adică vedem că în anumite locuri, anumiți afaceriști își pun lacătul pur și simplu pe localuri și poate intră în faliment, poate își vând afacerile în această perioadă. Și vedem că alte afaceri funcționează, sunt în floare, par restaurante închise și deschidem geamul și spunem, domnule, terasă. În război și în perioade de criză, acești afacerici veroși, aceste persoane care s-au trezit în funcții, da? Care la rândul lor n-au posibilitate, nu dau examene. Mulți au câștigat, rămân interimari pe funcții. Uite, e o chestiune foarte urâtă. Eu n-am stat nicio zi interimar la nicio structură cât am fost șef. Dar nu înțeleg. De acolo de sus așa să vrei, problema lor să le fie cu rea credință. Uite, am văzut, acum am tot trimite cineva, că domnul Cioloș e bolnav de COVID și era un antivaccinist convins și așa mai departe. Să-i dea Dumnezeu sănătate, dar poate o să vadă și valoarea unui vaccin. Credeți că, eu știu, vă aduceți aminte cum mă certam? Să-i dea Dumnezeu sănătate, că e în spital Leonida Berger, da? Cum mă certam și la dumneavoastră în emisiune, că merge pe autobuze fără mască și așa mai departe. Îmi pare rău pentru el că a ajuns acolo, ca om îmi pare rău. Mie, până la urmă pericolul este unul extrem de mare, autoritățile spun că gradul de răspândire este unul extrem de ridicat. Nu, dar vă întreb, vi se pare firesc cei câțiva cercetori de pe centrul Târgu Jiului să plimbă de la o terasă din asta deschisă la alta, fără măști, fără nimic? Și atunci ce face poliția locală, domnule Caragea, că avem polițiști locali la tot pasul? Păi poliția locală are o problemă. În aceste perioade e în reorganizare, o activitate corectă, din punctul meu de vedere și mă mențin, dacă este aplicată corect, adică tot să dea examene, tot să fie, da? Tot să fie puși pe funcții după cunoștință, capacitate și nu pe pile. Astăzi au și pierdut, am văzut o postare a domnului... În prima instanță au pierdut instanța asta este și eu am pierdut un proces, am câștigat altul, asta e, justiția nu trebuie să câștigi tot timpul, că nu e normal, da? Dar le-am spus în emisiune, la o emisiune, la dumneavoastră am intervenit. Înțelegeți că aveți o mare problemă. Problema numărul 1 este amenințamentul, problema numărul 2 este a liderilor de sindicat de acolo. Și 3, politizarea excesivă. Gândiți-vă că 50 de oameni, 40 și ceva, sau 48 sau 42, nu mai țin minte exact, care erau peste numărul prevăzut de lege 1 la 1000, după mine ar trebui să plece acasă. Nu i-a trimis, dar urmează. Ar fi bună desființarea, această decizie oarecum a desființării poliției locale? S-a întâmplat în multe orașe din România, unde primarii au luat această decizie. Asta e începutul. Și au montat, spre exemplu, camere de supraveghere. Deci Cârciumaru a făcut una din marile greșeli cu care am avut numeroase discuții contradictoriu, da? A făcut una din marile greșeli cu poliția locală. Stufoasă, suprarealistă. Dar vinovatul numărul 1 este Curtea de Conturi. Și repet, sperăm că într-un an, doi, să-și ia decizia de pensionare cineva de la Curtea de Conturi, că nu avem voie să dăm nume, nu? Să nu supărăm pe cineva. Deci vreau să vă spuneți cumva că ar fi îndreptățită desfințarea. Este foarte îndreptățită desfințarea, dar cu o singură condiție. Doamna Camelia Grecu să nu facă iar vreo joacă cum a făcut cu cele 200 ceva de angajeri. Nu, dar sincer, mâine la Goveștenile și ne rugăm la Dumnezeu să-i dea Dumnezeu să aibă un pește de-al mare pe masă. Să știi că la Târșor nu se prea servește pește. Bun, domnul Caragea, suntem aproape de finalul emisiunii și vă rog. Aș vrea să vă întreb. Deci concluziile până acum sunt clare. Nimeni sunt nu clare. Respectă instituțiile legea, sunt însă cele care nu dau se ia totul nicio la nerespectare. Și se constată acele ilegalități din nefericire. Bun. Da. Domnule Caragea, v-aș întreba, pentru că s-a vehiculat în spațiul public faptul că ați merge pe un post de consilier personal la primăria Motru. Spuneți-ne, lămuriți-ne puțin situația, pentru că nici domnul primar Cosmin Morega nu a negat o astfel de informație și a spus că există și această variantă și pe care deci pe care discuțiile cu domnia sa sunt mai vechi. Am fost de acord să-i acord tot sprijinul pe care are nevoie, gratuit, să ne înțelegem foarte clar, pentru că pentru mine Motrul a reprezentat o piatră de încercare și când îmi desfășuram activitatea și Motrul la un moment dat devenise pentru instituțiile statului necontrolabil. Și mi-am asumat ce am spus și atunci și acum,
grupul de interese de la Motru a fost imens, este și dacă se va concretiza, îi asigur pe cetățenii municipiului Motru că legea va fi aplicată. În mine va avea un consilier, dacă mă voi duce, că încă nu am... Există încă un... Păi nu, eu am un proiect mai amplu în perioada asta, nu am luat decizia definitivă nici într-o parte, nici alta, iar experiența mea îl va ajuta probabil să pună la punct acea grupare de bețivani, de acolo și din Consiliu și din aia și care stau toată ziua pe niște cârciuni, că și la Mătru, la fel, aceea situație. Domn profesor, nici nu realizez când vorbești toată ziua beat, cât rău îi faci și lui ăla care a fost și lui care vine. Pentru că la Mătru situația este grav deja. Grav de apreciat. Deci vreau zeci să de miliarde, zeci de miliarde, zeci de miliarde datorită unui management total defectuos al ultimilor două mandate sunt imputate de Curtea de Conturi. Comparativ cu Târgu Jiu, unde nu există niciun fel de constatări ale Curților de Conturi negative, înseamnă că lucrurile merg cum trebuie. De cât minore, Caragea, dacă nu... Vrei să spun ceva? Vă rog. E posibil. Dar un control care e făcut doar pe un anumit subiect unde știi că nu găsești greșeli și le acoperi pe celelalte, vom vedea ce se va decide până la urmă. Pentru că banul public în Târgu Jiu este la nivel foarte, foarte mare. Niciodată n-a existat. Deci bugetul de salarii, doamna Cameluța se lăuda într-o zi că este dublu acum și că vai de mine ce fericită se simte când vede câte sute de milioane iau un om de la primăria Târgu Jiu. Bun, știți cum e? Nu este o muncă ușoară, este un municipiu reședință de județ, un deci, municipiu mare este și este nevoie de mulți oameni pentru că... Sunt multe minciuni, sunt multe alea. Îți dai seama să schimbi, să pui birou alb, să faci. Era supărată Cameluța că ei nu i-a făcut. Bun, domnul Caragea, cineva... o concluzie la tot ce am discutat în această concluzia seară. Este despre așa. Aceste încălcări flagrante ca ale domnul legii... prefect. Sper că acest domn prefect, care n-a avut nicio tangență cu instituțiile statului, să facă ceea ce trebuie, să le ceară activități. Săptămânal, voi frate, tu ai pe închidere, dar ia să vedem noi ITM-ul, legea spune să tu ești cu suspendarea activității. Câte localuri și instituții? Deci teatrul după mine trebuie suspendat o lună de zile, să-l văd atunci pe domnul Brehuță. Ce mai spunea lui domnul Romanescu? Oricum nu mă opresc vis-a-vis de ce ai făcut acolo. Nu mă opresc! Auzi, cer pe legea 8 drepturi de autor să spună cine sunt, servicii de peste 100.000 de euro, să ne înțelegem. Și ei n-au scos la licitație. Legea spune clar, orice activitate, orice serviciu, orice prestare de servicii, orice bunuri, peste 100.000 de euro, nici se pune problema să nu fie scos la licitație. Bun, și eu v-aș întreba, se face această încălcare a legii cu rea credință sau din necunoștință a legii? Pentru că se poate... Cu interes. Da? Deci, voi merge cu plângerile gradual peste DSP-ul. Este minister. Da? Ia să vedem noi, de acolo să vină ministerul să ne spună de ce o anumită persoană venită pe ușa laterală în DSP-ul fără examen, fără experiență, spune că nu sesizați celelalte instituții. Nu sesizați. Păi cum să nu sesizați, bă? O să sesizezi inclusiv cu angajarea ta de la primărie și transferul. Bun, vă mulțumesc tare mult, domnule Caragea, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Când jumate aproape din angajat să veniți prin transfer fără să aibă nici, numai o secundă, te rog, fără să aibă nici cea mai mică implicare cu DSP-ul, doar că auziți că acolo e bine și te zice lumea să trăiți la șeful de cicotor. Că exact ce vorbeam noi de lipsa acută de personal în mai multe nu există. Și în această perioadă. Nu știu există lipsa acută. Nu există lipsa acută. Care a avut în afară de... În afară... De multă... Deci, repet, în afară de... spitale, da? Și ce se întâmplă acolo nu există lipsa acută. Este umflată schema de personal peste tot. E greu acum, anchete epidemiologice. Deci încă o dată, să ne înțelegem. Controle, nu să ne înțelegem. Simplu. Păi știți de ce? Ne reamintim ce pentru că lumea nu are nicio responsabilitate. Dacă era în Germania, a văzut că a plecat ministrul sănătății, a plecat parlamentari. Și ca să ne înțelegem. Acolo cum ai deschis... vorba despre încălcarea legii, ai două variante. Pleci acasă sau ne lași în pace. Îți alegi varianta. Pleci tu singur, cădem noi afară. Și mai și răspuns. Sper ca domnul prefect să reușească să-i cheme și să-i întrebe cum v-ați permis să încălcați legea ca să le dați, gândiți-vă, zeci de mii de angajați, în loc să știe starea de sănătate exactă,
Da. Poți să faci dacă îți autorizezi, ții un laborator mobil, ții aparatură mobilă, că și în salvare, dar salvare autorizată, da? Cu aparatură. Să facă EKG-ul, să-i pună. Dar cum să ții EKG-ul și din ăla vechi, numai pe principiu că doctorița aia a lucrat tasul la DSP-ul sau soțul sau ea a lucrat la DSP-ul, mă duc acolo, întind pe ea pe masă și le iau tensiunea, ia să vedem. Bun. Și glicemia. Și vreau ca domnul Băluță să iese public, să-l chemați. De ce l-a luat la polițiștii locali glicemia? N-am înțeles. Și nu le-a luat sânge. De ce nu i-a programat la un laborator domnul Băluț? Și doi, vă rog să-l chemați pe domnul Brehuță sau să-i cereți punct de vedere, pentru că cel care mi-a spus, m-am întâlnit cu el zilele trecute și spunea, băi, am fost colegi de generație la un anumit sport, într-o anumită perioadă și ne cunoaștem, ne permitem. Și zicea, băi, Virele, aici să spun, din ce vorbește lumea pe aici, el ar fi vrut să ne caute în sânge ce avem. Ce aveți, mă, în sânge? Ați venit la 8 dimineața, erați beat, nu băutură, altele. Are date că câțiva de la noi mănâncă altceva. Bun. Vedem ce se întâmplă și cu această reorganizare și cu această desființare, că poate va fi luată în calcul până la urmă. Primarul municipiului Târgu Jiu a spus că se ia și o astfel de variantă în calcul, însă va fi întrebat cetățeanul ce părere are despre deci primarul Târgu Jiu trebuie să răspundă târgujienilor și de celebrele doamne care le-a angajat la poliția locală Neamuri. Nu numai acolo, la toate întreprinderile, la de sute de angajări. Bun, vă mulțumesc tare mult, domnule Caragea, și cu siguranță ne vom mai revedea, pentru că mai sunt multe lucruri de dezbătut și vorbim și despre acest... Nu există, domnul Caragea, deci așa ceva. Vorbim și despre cum, că spuneți noastră, cum se cheltuie banul public în Târgu Jiu. Vă promit că o să discutăm și despre aceste aspecte și o să le dezbatem pe larg. Să le spunem oamenilor cum se... O să vă promit, le-am spus de buia mea început. Și urmează ce Herezada. Da, da? Și haremul lui Bayazid. Vă mulțumesc tare mult. Două episoade frumoase. Vă mulțumesc că și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi aici la Gorj Obiectiv. Evident, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Urmează principalul jurnal al zilei, iar mai apoi, la ora 21, colega mea Ana Maria Stoica vine aici în platou cu ora adevărului. Așadar, stați cu noi. Salut.